Acest mic grup de credincioși formează Biserica Adventistă dintr-un mic orășel din India. Acesta este situat la poalele munților Himalaya, la granița cu Bhutan. Poate că oamenii de aici nu au multe bunuri materiale, dar îndată ce l-au cunoscut pe Iisus, știu că au tot ce este nevoie. Ei adoră să cânte și să îl slujească pe Dumnezeu. De-a lungul anilor, acest grup a crescut, adăugându-se oameni cu povești și trecuturi diferite. Această congregație există datorită muncii pionierilor în misiune. Pionierii misiunii globale plantează biserici și îl împărtășesc pe Iisus comunităților ce nu-L cunosc. Asha este unul dintre acești pionieri. Ei îi place cel mai mult să le facă oamenilor cunoștință cu Isus. Ea îi vizitează la casele lor, acolo unde aceștia se simt cel mai confortabil și le este ușor să pună întrebări. Atunci când oamenii au întrebări cu privire la Biblie, Asha este capabilă să le răspundă cu încredere. Ea studiază Biblia mult timp. Nu are vreun fel de pregătire sau diplomă, ci doar dorința de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu vecinilor ei. De asemenea, copiii ei sunt doritori de a împărtăși cuvântul comunității. Astăzi merg împreună cu Asha pentru a vizita o casă. Au mai fost aici de câteva ori deja. În timp ce se apropie de ușă, o față zâmbitoare îi întâmpină și îi poftește înăuntru. Proprietarul le așteaptă vizita și este nerăbdător să învețe mai multe despre Biblie. Așa citește istorisiri pe care gazda nu le-a mai auzit niciodată. O lecție simplă, un cântec și o rugăciune sunt suficiente pentru a face un impact imens. Proprietarul casei se gândește la botez. Fără ajutorul lui Așa, mulți oameni nu ar fi auzit de dragostea lui Iisus Hristos. Efortul tău pentru misiunea globală îl aduce pe Iisus în zone ca acestea. Pionierii misiunii globale au plantat semințe în aceste zone ale Indiei, care acum au crescut în grupuri sănătoase de credincioși. Vă solicităm să vă rugați pentru acest grup în timp ce crește și rugați-vă pentru pionierii misiunii globale, precum Asha, care ajung la cei de lângă ea și îi învață despre dragostea lui Dumnezeu.